Capitolul 13. Barnaba și Saul, Elima În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, și Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Ajunși la Salamina, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Aveau de slujitor pe Ioan. După ce au străbătut toată insula până la Pafos, au întâlnit pe un vrăjitor, proroc mincinos, un iudeu cu numele Bar Isus, care era cu dregătorul Sergius Paulus, un om înțelept. Acesta din urmă a chemat pe Barnaba și pe Saul și și-a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu. Dar Elima, vrăjitorul, căci așa se tilcuiește numele lui, le stătea împotrivă și căuta să abată pe dregător de la credință. Atunci Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el și a zis, Om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrăjmaș al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului? Acum iată că mâna Domnului este împotriva ta. Vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme. Îndată a căzut peste el ceață și întuneric și căuta bâșbâind niște oameni care să-l ducă de mână. Atunci dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului. Pavel în Perga și în Antiohia Pisidiei Pavel și tovarășii lui au pornit cu corabia din Pafos și s-au dus la Perga în Pamfilia. Ioan s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim. Din Perga și-au urmat drumul înainte și au ajuns la Antiohia din Pisidia. În ziua sabatului au intrat în sinagogă și au șezut jos. După citirea legii și a prorocilor, fruntașii sinagogii au trimis să le zică, Fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiți. Pavel s-a sculat, a făcut semn cu mâna și a zis, Bărbați israeliți și voi care vă temeți de Dumnezeu, ascultați! Dumnezeul acestui popor Israel a ales pe părinții noștri. A ridicat la cinste pe norodul acesta în timpul șederii lui în țara Egiptului și l-a scos din Egipt cu brațul său cel puternic. Timp de aproape 40 de ani le-a suferit purtarea în pustie. Și, după ce a nimicit șapte popoare în țara Canaanului, le-a dat de moștenire pământul lor pentru aproape 450 de ani. După aceste lucruri le-a dat judecători până la prorocul Samuel. Ei au cerut atunci un împărat. Și timp de aproape 40 de ani, Dumnezeu le-a dat pe Saul, fiul lui Chis, din seminția lui Beniamin. Apoi l-a înlăturat și le-a ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel. Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea, care va împlini toate voile mele din sămânța lui David, Dumnezeu, după făgăduința sa, a ridicat lui Israel un mântuitor, care este Isus. Înainte de venirea lui, Ioan propovăduise botezul pocăinței la tot norodul lui Israel. Și Ioan, când era la sfârșitul însărcinării lui, zicea, Cine credeți că sunt eu? Nu sunt acela!" ci iată că după mine vine unul căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea picioarelor. Fraților, fi ai neamului lui Avram și cei ce vă temeți de Dumnezeu, vouă v-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri. Căci locuitorii din Ierusalim și mai marii lor n-au cunoscut pe Isus. Și prin faptul că l-au osândit, au împlinit cuvintele prorocilor care se citesc în fiecare sabat. Măcar că n-au găsit în el nicio vină de moarte, totuși ei au cerut lui Pilat să-l omoare. Și după ce au împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos de pe lemn și l-au pus într-un mormânt. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți. El s-a arătat timp de mai multe zile celor ce se suiseră cu el din Galileea la Ierusalim și care acum sunt martorii lui înaintea norodului și noi vă aducem vestea aceasta bună, că făgăduința făcută părinților noștri, Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiii lor, înviind pe Isus. După cum este scris în psalmul al doilea, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Că la învia din morți, așa că nu se va mai întoarce în putrezire, a spus-o când a zis, Vă voi împlini cu toată credincioșia făgăduințele sfinte pe care le-am făcut lui David. De aceea mai zice și în alt psalm: Nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Și David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit, a fost îngropat lângă părinții săi și a văzut putrezirea. Dar acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor, și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Astfel, luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci. Uitați-vă disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu veți crede nici de cum dacă v-ar istorisi o cineva. Prigonirile iudeilor când au ieșit afară, neamurile i-au rugat să le vorbească și în sabatul viitor despre aceleași lucruri și, după ce s-a împrăștiat adunarea, mulți din iudei și din prozeliții evlavioși au mers după Pavel și Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei și îndemnau să stăruiască în harul lui Dumnezeu. În sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de pismă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl batjocoreau. Dar Pavel și Barnabal au zis cu îndrăzneală: Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, Dar, fiindcă voi nu-l primiți și singuri vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri, căci așa ne-a poruncit Domnul: Te-am pus ca să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile Pământului. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului. Și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Cuvântul Domnului se răspândea în toată țara. Dar iudeii au întărâtat pe femeile cu cernice, cu vază și pe fruntașii cetății, au stârnit o prigonire împotriva lui Pavel și Barnaba și i-au izgonit din hotarele lor. Pavel și Barnaba au scuturat praful de pe picioare împotriva lor și s-au dus în Iconia, în timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt.